Atmosferă caldă marți seara în sala mare a primăriei Turda, o sală plină de iubitori ai culturii în general și a poeziei și simbolisticii eminesciene în special. Poetul Nepereche a fost sărbătorit așa cum se cuvine prin evocarea romantismului, versurilor sale inspirate de muze și zei, dar și prin atingerea poeziei patriotice prin rostirea poemului istoric Scrisoarea a treia, o înșiruire unică de slove eminesciene ce zugrăvește atât de frumos câteva pagini din tumultoasa istoria neamului românesc. Marți 15 ianuarie 2013, de ziua Poetului Național, așadar, Sala Mare a Primăriei Turda a găzduit, începând cu ora 18, un eveniment cultural dedicat nu numai lui Mihai Eminescu, ci destinat să marcheze o celebrare mai nou introdusă în calendarul manifestărilor de gen, Ziua Culturii Naționale. Medalionul muzical poetic intitulat Remember Mihai Eminescu a fost organizat de Casa Municipală de Cultură, aflată sub coordonarea Primăriei Municipiului Turda și finanțarea Consiliului Local. Pe micuța, dar primitoarea scenă a sălii de Consiliu au urcat mai întâi tinerii turdeni, care fac parte din asociația Turdatin, sub bagheta preotului Sebastian Zăhan. Aceștia, acompaniați de chitare, dar și alte instrumente menite să umple cu sunete armonioase locul manifestării, au interpretat melodii pe versurile marelui poet. 15 ianuarie înseamnă Ziua Culturii Naționale. O alegere mai potrivită nu se putea găsi. În această zi sfântă a culturii române, ne sărbătorim poetul național, pe cel care a creat limba română literară. Sub coordonarea Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Turda, Casa de Cultură, școlile generale, liceele și colegiile din Turda, Școala de Arte de la Cluj, și-au dat concursul în realizarea acestui medalion muzical poetic. Remember, Mihai Eminescu. Eminescu n-a existat. A existat numai o țară frumoasă, la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe, ca o barcă nepierdănată de grare, și niște ape ca niște copaci curgători, în care luna își avea cuibarului. Au mai existat și niște codri atunci. Și un tânăr care tot vorbea cu ei, întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt. Acest tânăr cu ochii mari cât istoria noastră trecea bătut de gânduri din cartea cerilică în cartea vieții, tot numărul plopii, luminii, ai dreptății, ai iubirii, care ieșeau mereu fără soți. În același timp, pe ecranul proiectorului montat în sală, spectatorii, printre care oameni de cultură, viceprimarul Lucian Neme și consilierii locali Adamu și Clara Cepleila, ambele de la UDMR, Cristian Felezeu de la PNL, Mariana Dobra, Nicolae Costișor și Lucian Varo, toți de la PPDD, au putut urmări strofă cu strofă poeziile lui Eminescu, puse pe note și interpretate de actuala junime turdeană. Profesoara Maria Mureșan a recitat mai multe poezii din creația eminesciană, printre care, cum am mai spus, minunata Scrisoarea a treia, o moștenire lăsată generațiilor viitoare de marele poet, de parcă știa ce avea să rezerve istoria încercatului popor român. A urmat un moment liric în interpretarea soților Mihaela și Virgil Deceanu, vocea gravă și plăcută a celui din urmă, umplând sala într-un dialog purtat cu personajul interpretat de actriță, moment care ne-a făcut să ne întrebăm de ce el nu apare mai des în manifestările locale de acest gen. Cu durerile iubirii, voind sufletul să-mi vinde, l-am chemat în somn pe Cama. Cama, zeul indic. El veni, copilul mândru, călărind pe un papagal. Având zâmbetul fățarnic pe-a lui guse de coral. Alt are.
ea în piept. Și de atunci, de atunci, în orice noapte, plâng. Plâng în patul meu deștept. Cu săgeata iotrăvită a sosit ca să mă certe fiul cerului albastru și al iluziei deșerte. Cam adevărat, zeul indic. Ești demon, copilă. Copil. Ești demon. Că numai cozare din genele slunge din ochiul tău mare, făcuși ca al meu înger cu spaime să zboare. El, vechea mea sfântă, amicul fidelor, poate închide lungi cerele tale, să pot recunoaște trăsăturile spade, că tu, tu ești el. Tinerilor li s-au alăturat mai apoi mai vechi tineri, de la corul Armonia al Casei de Cultură, care au abordat un alt repertoriu, recitalul lor începând cu o romanță, foarte greu de interpretat pe mai multe voci. Însă vocaliștii s-au descurcat foarte bine, sub aceeași bagheta inimosului preot ortodox Sebastian Zăhan, cel care, cel puțin la Turda, face ca legătura dintre religie și laic să funcționeze pe mai multe planuri culturale. Spectacolul a mai cuprins momente în interpretarea unor elevi a instituțiilor de învățământ turdene pentru întregirea programului artistic cu momente poetice și lirice. Programul manifestării a mai cuprins și prezentarea unui documentar despre viața, activitatea și opera lui Mihai Eminescu, poetul neperechea a cărui operă învinge timpul, după cum îl numea George Călinescu. Proiectul pentru copii, intitulat Micii Jurnaliști, despre care am mai vorbit și care este derulat de Biblioteca Municipală Teodor Mureșanu Turda, va consta în cursuri de jurnalism, 10 cursuri și crearea unei reviste online care se vor desfășura pe parcursul lunilor februarie-aprilie 2013 la sala internet a sediului central al bibliotecii, din strada Republicii, numărul 52, după orele de școală. Programul de lucru al copiilor va fi stabilit cu consultarea părinților participanților. Micii Jurnaliști vor realiza o revistă online postată pe un blog gratuit cu minim 20 de articole, imagini și secvențe video, pe care o vor promova în comunitatea locală, în rândul colegilor și prietenilor și o vor menține prin realizarea și publicarea de articole pe tot parcursul anului 2013. Copiii vor fi instruiți de profesorul de limba română Octavian Gruian, care va lucra cu aceștia în mod voluntar și care vor avea la dispoziție, pentru însușirea cunoștințelor și realizarea revistei, cele 10 computere. Un ecran, un videoproiector, scanner, imprimantă pe care biblioteca le deține din anul 2010 prin programul Biblionet, precum și 5 aparate fotodigitale, 3 reportofoane și flipchart care se vor achiziționa din finanțarea acordată proiectului. Scopul proiectului este descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor de comunicare online în rândul copiilor din municipiul Turda.
Școlile cu care Biblioteca Municipală va colabora în continuare și cărora le mulțumește pentru sprijinul acordat în implementarea proiectului sunt Teodor Mureșanu, care are 15 participanți, Școala Horea Cloșca și Crișan cu 12 participanți, Școala Avram Iancu, 12 participanți, Școala Ioan Opris, 6 participanți și Școala Andrei Șaguna, 5 participanți.